Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Thea, împreună suntem Meet Influencer. Astăzi vorbim despre păr, toată lumea are păr, cel puțin în cap, Mirela. Sau dacă nu l-are în cap, l-are în altă parte. Ei, vorbim despre păr, dar și despre trucuri de îngrijire în sezonul rece, dacă ne rămâne timp. Vorbim despre părul pe care îl avem pe scalp, da? Da. Despre asta începem să vrem. Am niște secrete pe care le-am adus din Israel, de lângă Ierusalim, dintr-un sat retras cu o grămadă de măslini. Până la secrete, sau poate că se pliază pe ce urmează să facem, avem foarte multe întrebări din partea celor care au văzut emisiunea și au citit articolul. Vă mulțumim, pentru că numărul este foarte mare. Peste 250.000 de accesări a unui articol, mie mi se pare de dreptul remarcabil. Da. Și bineînțeles că au apărut și întrebările și firesc este să răspundem. Da. Așa că începem cu prima. Zice, da. La cât timp ar trebui să ne spălăm pe cap pentru a nu agresa scalpul și părul? Eu am întrebat asta mai mult hairstyliști. Și dacă fac o medie a răspunsurilor, deci vorbesc de hairstyliști mari, pentru că eu am lucrat cu toți hairstyliștii mari de la noi din țară și nu numai. Adică și nu numai de la noi din țară. Toți mi-au spus, te speli pe cap atunci când simți că părul o cere. Adică ne dăm seama și singure, ajungem la chestia cu autocunoașterea. Începem să ne dăm seama că părul nostru are nevoie să fie spălat. Nu că trebuie să număr zilele, că mi-a zis mie cineva să mă spăl la 10 zile. Dar eu tocmai ce am vizitat o mină. Și chiar dacă am vizitat o mină de cărbune, eu tot aștept 10 zile ca să mă spăl. Nu, evident, pentru că o să simt nevoia să mă spăl pe păr. La celălalt capăt al acestui interval, nici zilnic să nu o facem, pentru că nu este sănătos. Un păr gras va deveni și mai gras, un păr uscat va deveni și mai uscat. Deci trebuie cumva, un sfat ar fi la 4-5 zile, un sfat cinstit și verificat. Da. Maxim 7. Pot să-ți spun de exemplu că în Israel, eu sunt din Israel și în Israel am locuit vreo 15 ani cel puțin, am locuit la Marea Roșie, cred că mai mult de 15 ani. Acolo nu plouă niciodată, cred că în 15 ani a plouat de două ori, este o climă foarte uscată, este extrem, extrem de cald și toate prietenele mele când făceau duș se spălau și pe păr. În Israel este la modă părul creț și vezi că contează foarte mult clima, știi? În Israel toată lumea are părul creț și sunt extrem de dezvoltate toate produsele astea cu care te ocupi de păr creț. E foarte ușor când ai păr creț să te spăli pe păr în fiecare zi și să lași să se usuce cum se usucă el. Dacă ai un păr care trebuie îndreptat, atunci ai mai mult de investit. Ce am observat, eu nu mă spălam în fiecare zi pe păr, cele care aveau părul creț, cele care se spălau în fiecare zi, se vedea o deteriorare a părului. Se adăuga și căldura foarte mare, adică asta doar vine să susțină ce spui. Da, exact, exact. Și îl salvau pentru că în Israel este foarte dezvoltată industria asta de produse pentru climă caldă. Deci dacă aveau creme de față, două creme, aveau, draga mea, rafturile din baie erau pline de produse de păr. Uh-huh. Am vorbit noi la un moment dat într-o emisiune că pentru noi în zona asta de machiaj avem o frustrare, pentru că sunt femei care investesc foarte mult în produse de păr și tot felul de ingrediente minune și se duc la coafor și folosesc produse de styling, le iau și acasă și serul de zi, serul de seară, nu știu ce, și pentru față mă întreabă pe mine dacă nu știu eu vreo cremă minune care să fie și hidratantă, să facă într-un fel și antiacne și anti-aging și să fie și anticomedoame și să ia și cu peroza și să fie și fonde și să nu fie, să fie cantitate mare, să nu coste mult. Deci și ce să vezi? Și să nu trebuiască să o demachezi. Aproape că există chestia asta, dar acum vorbim despre păr. Exact. Următoarea întrebare. Aproape că am și răspuns la ea. Este vreo problemă dacă ne spălăm zilnic? Se îngrașă părul mai mult dacă ne spălăm zilnic?
Deci aproape că am răspuns. Mai, părul creț nu se îngrașă. Hai să o luăm așa. Uite, eu care tratez acne, lumea când vine să-și trateze acnea, întotdeauna dacă nu au părul creț, dacă au părul drept, și de asta am și început cu o negație. Dacă ai părul drept, de obicei când ai acnee, undeva la 80-90% ai și un scalp gras, părul se îngrașă, nu poți să stai cu un scalp gras și cu acnee, e clar că părul se îngrașă. Dar dacă tu ai un păr creț, acel păr creț se îngrașă foarte greu. Eu cred că am văzut două cazuri de păr creț care era gras, care și ăla era doar parțial. Ce să te speli în fiecare zi când ai un păr creț? Ce anume poți să faci cu el? Da, întrebarea este, e vreo problemă dacă ne spălăm zilnic, se îngrașă părul mai mult? Eu cred că se referă la părul gras. Eu cred că dacă tu în fiecare zi speli un păr gras, îl obligi pe el, el având îl exciți, și îl obligi pe el să facă și mai mult, și mai mult, și mai mult sebum. Există tratamente pe care îl poți face atunci când, și să încerci, eu de exemplu, iară mă duc la acnee, da? Cei care au acnee, eu nu îi las să se spele în fiecare zi pe păr, pentru că există tratamente care pot fi puse pe păr. Uite, de exemplu, e suficient să pui, să încerci bicarbonat. De exemplu, dacă pui bicarbonat și îl știi să-l scuturi frumos pe păr, poți combina bicarbonatul cu o pudră. Există pudra aia pe care ți-am dat-o eu. De obicei nu se pune chiar pudră, orice pudră, nu o poți spune când tu ai un ten gras. Dar se găsește bicarbonat cosmetic. Exact. Și atunci îți faci, exact. Și atunci îți faci niște cărări frumoase și duci culoarea, dacă ai o culoare mai închisă la păr, nu poți să pui bicarbonat. Duci culoarea, o amesteci cu un fard care să se poată potrivi și atunci pui la rădăcină un pic de bicarbonat, poți să duci foarte frumos părul și să nu te speli în fiecare zi. Este moarte sigură la un păr, la un păr gras. Și să mai spun ce se mai întâmplă. Se subțiază rădăcina firului de păr. Îl vezi cum se rărește. Îl vezi că nu mai are putere. Tu, de fapt, când îl speli, nu numai că iei grăsimea de acolo, îți dai seama cât șampon și cât tratament trebuie să pui acolo, tu, de fapt, iei de acolo puterea părului de a se regenera. Noi am folosit, adică mie îmi place să folosesc atunci când e cazul, un produs pe care îl avem în tusa de machiaj. Este un produs care matifiază tenul și se aplică înainte de aplicarea fondului de ten sau le mixăm. În funcție de produs poate fi și mixat cu fondul de ten. Așa, da, cum inventăm un BB cream sau un CC cream, inventăm și un alt tip de produs. E, chestia aia de matifiere a tenului este foarte bună și pentru păr. Da. Deci funcționează. Adică eu nu am păr gras, aș fi vrut eu. Dar am folosit pe persoane care au această problemă și într-adevăr până seara n-a fost nicio problemă. Însă nu sunt sigură că dacă folosești alalom se stabilizează. Totuși e o tipologie să ai păr gras. Există însă o soluție care funcționează în timp foarte bine și anume permanentul. Să nu uităm că la 70 părul gras de ani se îngrașă. La 70 de ani de când a fost inventată soluția pentru permanent, a evoluat foarte mult. Nu ne gândim că facem un păr frize. Există permanente pentru rădăcină sau pentru volum, legere, arată părul genial. Deci un păr gras făcut permanent, lejer, arată de nu mai ai nicio problemă cu el, nu se mai îngrașă, uiți să te speli pe cap. Deci am văzut asta, am recomandat unei prietene. Noi avem o prietenă comună care avea un păr care arăta la un moment dat ca niște lațe de-a dreptul, a pus permanent la rădăcină, exact, și dintr-o dată părul arătat altfel. De două ori facem de dimineață așa în păr și arată foarte bine și bineînțeles nu mai simți nevoia să-l speli. Că și asta, spălatul ăsta zilnic vine din bun simț, evident, că ceva vrei să faci, să fie mai bine. Dar vreau să mai spun ceva legat de părul gras și asta e o informație foarte importantă pe care trebuie să o știm. Dacă avem un ten gras sau dacă avem acnee, tratamentul ajungi cu el și la 2 ani. Tu poți să stabilizezi, să arăți mai bine repede dacă faci un tratament așa cum se cuvine și sigur nu trebuie să fie un tratament invaziv. Ei, pentru păr, pentru piele, ca să stabilizezi pielea, să o iei dintr-o piele grasă și să o duci spre o piele uscată sau cât de cât să arate bine, durează. Ei bine, poți regla și poți stabiliza un păr gras, îl poți duce spre un păr normal cam în 3 luni. Uh-huh. Cu tratamente, cu șampoane, cu pudre potrivite, cu tratament așa cum se cuvine. Se poate face așa ceva și există formule de frumusețe a bunicii care pot fi făcute pe care să le aplici acasă. Costă 2,50 lei. Cumpărăm balsam de păr destinat părului gras, cumpărăm măști pentru păr destinate părului gras,
Iar dacă avem o mască, e bine să o ajutăm un pic. Și putem să câtă mască punem pe un păr? O ceașcă de cafea, să zic, 150 de grame maxim. Eu nu știu, eu iau mâna și pun. Să zicem 100 de grame. Punem în masca asta un pliculeț de argilă și bicarbonat. Merge și sarea, că sarea e vehicul hidratant, nu are ce să strice. Cleopatra ne-a învățat cu sarea, dar aș rămâne, că e ușor de ținut minte. Mască pentru păr gras plus bicarbonat plus un plic de argilă. Argila noastră românească pe care avem pe ADN, adică e foarte bună. Stăm cu masca mai mult de o oră pe păr. După aceea limpezim părul și vom simți, deci limpezim bine, ultimul jet de apă e rece, dar nu să înghețe capul. Repetă-te, rog, ingredientele. Ingredientele, le repetăm. O mască destinată părului gras, scrie pe cutie, da? Citim totdeauna prospectul, da? Da. Plus un plic de argilă, plus bicarbonat. Masca cumpărată din oraș. Da, ca să fie la îndemână. Da. Toată lumea are o mască în casă. Dar hai să o potențăm puțin, să o ajutăm. Că tot ne plângem că avem părul gras. Da. Hai să le echilibrăm. Da. Și se stă cu masca o oră, se limpezește bine, se duce și bicarbonatul, se duce și argila, nu rămân pe păr. Și dacă rămân, iată, care e problema? Ultimul jet de apă este rece, pentru că apa caldă deschide porii firului de păr, apa rece sigilează. Și în timp, scalpul se echilibrează. Că am vorbit data trecută despre scalp, este o tendință în acest an, îngrijirea scalpului. Până acum se vorbea de minte, trup, suflet, acum spunem minte, trup, suflet și scalp. Scalp, da, pe cum? Deci scalpul a fost ignorat. Tu te-ai seama, Tea, și ce zonă importantă. Toată lumea are grijă de ten, de aici încolo, nimic. Pe ce am făcut? E foarte importantă pielea scalpului. Exact. Și încă un lucru important. Nu folosim apă fierbinte. Astea sunt stimulente foarte puternice. Apa foarte fierbinte și apa foarte rece pentru scalp. Adică folosim apă caldă, pentru că dacă scalpul este gras, ai nevoie de o apă caldă, dar să nu simți că frige. Uh-huh. Și nu ai voie nici de apă foarte rece. Chiar dacă este vară, nu pui apă foarte rece. Deci extremele astea se dau deoparte. Și ai grijă atunci când lași masca pe păr, ar fi foarte bine să pui peste ea una dintre căștile astea care se cumpără câte 100 la pachet, sau pui un nylon pe care îl împachetezi. Pune și o bonetă și o căciulă, pui ce vrei tu, dar efectul de seră este absolut esențial, pentru că această mască, asta pe care tu ai dat-o, acționează și asupra scalpului, acționează și asupra firului de păr. Îți ajută și scalpul, îți regenerează și părul. Te trezești de unde ai părul așa ca o pisicuță scoasă din apă, te trezești dintr-o dată cu un păr sănătos care se îngrașă la 2-3 zile. Uh-huh. Asta este de-a dreptul miraculos. Da, da, este. Și am și eu o mască cu un ingredient. Ghicește care este ingredientul. Între timp dau drumul la această... Acel hialuronic? Nu! Bronic. Dau drumul la acest aparat extraordinar cu care o să... De asta și venim cu că avem întrebări legate de imediat pleci. Ajung, de-am dat drumul. Stai, deci, nu m-am vrut să arăt să mă fălesc. Am o mască, am o placă. Uite, următoarea întrebare. Stai să-ți spun masca cu un ingredient. Ia. Ulei de ricin. Wow, e genial. Deci uleiul de ricin pentru mătreață. Pentru că mătreața se așează acolo, mătreața de obicei găsești... Mătreața se adună. Se adună, îți cade când te pieptene, vezi oameni, zici că a venit iarna în mijlocul verii, bărbații care au costume, îi vezi așa că sunt cernuți pe umeri. Trebuie o formă de exfoliere a scalpului, pentru că facem exfoliere pe corp, facem exfoliere pe față și scalpul are nevoie să fie exfoliat, da. Pentru că statul ăla cornos de pe epidermă se adună. Ei bine, află că poți să iei uleiul de ricin, îl pui într-un castron care să fie de sticlă, nu de plastic, îl poți pune în microunde, de obicei eu nu mai folosesc microunde, dar țin microunde pentru diverse chestii pe care vreau să le... Și eu la școală un cuptor cu microunde, ce crezi că facem cu el?
topim gelatina, când vrem să facem noi tot felul de forme, și adică îl folosim pentru farduri, altceva, exact, pe care nu avem cum să le folosim altfel. Așa, îl iei, uite că asta a început să funcționeze deja, iei o pensulă, îți faci cărări, foarte important întotdeauna să ai un piapten, un piapten din ăsta care să aibă o țeavă la un capăt și... Nu e țeavă, o țepușă. O țepușă la un capăt, așa că toată limba română mă trădează. Uh-huh. Asta e fiindcă... Ce face cu o țeavă, dacă nu vrei să arunci cu mete? Am o limbă care vorbesc mai bine decât limba română, mă rog, limba maternă, mă rog. Și aplici cu pensula, deci nu cu mâna, cu pensula aplici pe cărări. Faci masaj foarte bine, asta apropo de ce spuneai tu de un scrub sau ceva pentru păr. Vreau să-ți spun că pe lângă faptul că rămâi fără mătreață, se duce mătreața, deci undeva în 3-4 tratamente, doar deci cu ulei de rechin cald. Da. Nu fierbinte, dar să fie cald. Uh-huh. Sigur că da. Sunt unii care spun că să o faci atunci când părul este ud și sunt unii pentru că atunci se absorbe mai bine, sunt unii care spun nu, fă-o direct pe părul uscat. Eu vin și spun fă-o și pe părul uscat, spală-te, fă și pe părul ud, spală-te. Se spune că dacă spui vopsea pe păr, nu e, adică e mai bine dacă părul nu-i spălat. Da. Că e ok. Da. Când punem o mască pentru păr, părul trebuie întotdeauna să fie curat. Eventual uscat un pic. Da. Adică semi-ud. Da. Și la capătul celălalt avem părul ăla casant, părul ăla care te trezești că zboară capetele de la firul de păr, care și pentru ăla ai o grămadă de măști, de exemplu, măștile acestea pe bază de ulei de cocos. Eu am o mască, am luat niște măști, le-am adus dintr-un loc secret de lângă Ierusalim, unde sunt acolo livezi întregi de măslini. Și de cocos. Și de exemplu, lumea care are, foarte multă lume are păr creț în Israel, are păr casant, se practică foarte mult ulei de cocos, miere și ulei de avocado. Au livezi de avocado, livezi de cocos, livezi de... Deci este wow, părul acela casant se transformă într-un păr așa cu o structură elastică și asta merită spus că e la capătul opus al părului gras. Următoarea întrebare. Este o placă minune ce protejează foarte bine părul? Este lângă tine una. Da. Un steam pod. Exact. O placă pe bază de abur. Exact. Îmi trebuie, asta este o placă, am să o expun un pic. Cum a apărut în urmă cu ani? Eu am fost printre primii care mi-am cumpărat o asemenea placă. Am dat pe ea la vremea respectivă. Știi că am mai vorbit noi că eu dau o grămadă de bani pe de-astea? 1000 și ceva de lei am dat pe ea. Mai aproape de 1000 decât de două, cred că a fost vreo 1400 sau 1500 la vremea respectivă. Acum nu mai costă atât, asta e o veste bună. Este o veste bună, eu le iau când apar și când apar, bineînțeles că plătești da, pe ele maxim. Da, așa fac cu chestiile pentru față, pensule, accesorii. La vremea respectivă eu nu am găsit așa ceva decât la tipul care se ocupa de părul meu. L-am rugat să comande pe firma lui, el a cumpărat pe firma lui și mi-a dat 1000. Deci niște chestii de astea super performante, dacă ni le dorim și nici cum nu dăm de ele, să căutăm niște oameni care sunt conectați, el este și instructor pe tot ceea ce ține de păr, vopsele, așa încât a avut acces într-o grămadă de locuri. Bun, asta este una. Doi, ce se întâmplă cu acest timpod? Nu toată lumea știe treaba asta. Funcționează cu apă distilată. Ți-am făcut ție cadou odată un aparat cu care îmi faci apă distilată și mi-o dai. Da, dacă ai mașina care usucă rufele, se colectează apă distilată într-un recipient, este foarte bună pentru da, eu prefer placă. Îmi place când îmi dai tu apa distilată, poți să o și cumperi din oraș și așa. Uitați-vă cum arată una dintre chestiile pe care eu vă propun să aveți grijă când vă cumpărați ăsta, fiind printre primele modele, cred că nu s-au gândit foarte bine, nu înțeleg cum la un asemenea device nu s-au gândit mai bine. Ia uitați-vă un pic la capacul ăsta, pur și simplu se flendură. Deci dacă un pic miști, iese apa afară. Deci asta ar fi trebuit făcut să fie închis ermetic, da? Pui apă distilată înăuntru, o să ridic un pic ca să se vadă și îl pui înapoi. Se fixează foarte bine, este foarte rezistent. Cantitatea asta de apă distilată, dacă o lași aici, dar ar trebui golită de fiecare dată, îți ajută să faci cam 3-4 capete, scalpuri, da? Ei, ai aici 3 butoane în placă, bineînțeles că te poți juca cu temperatura sus și jos ca oricare altă placă, și aici butonul pe care apeși, ia undeva la 30 de secunde, un minut să se încălzească și în momentul în care este deja cald, începe să scoată, o auzi că deja este gata. Ce mi se pare mie grozav cu această placă este faptul că aici la capătul ăsta are piapten,
Trebuie să o ții cu partea de piept, deci când îți pui părul, nici într-un caz vezi că aici este inegală ca formă. Și uite, mi-am lăsat aici așa un pic de păr, fără pieptă, fără nimic. Eu am părul foarte creț și pur și simplu trec pe aici. Vreau să-ți spun că pe lângă faptul că îl pieptănă, da, îl îndreaptă, îl și pieptănă, sau pe lângă faptul că îl pieptănă, îl și îndreaptă. Pot să fac eu un pic de variație? Te mi-amintesc când ți-ai luat această placă și așa, da, părul pufos așa, încă nu avea experiența necesară. Da. Ideea e că să iei câte o șuviță mică. Așa trebuie. Nu tot, că exact. Eu m-am distrat atunci. Da? Că nu știam ce să fac. Am încercat și eu pe mine, nimic n-a ieșit. Deci că și eu am o textură frizată așa. Trebuie șuviță cu șuviță și cu răbdare și da, nu agresează părul. Dacă ai un pieptăn, merge mult mai bine. Eu l-am adus pentru că am vrut să-l arăt părul meu este extrem de creț. Și ce face această placă? Îl îndreaptă minunat. Hai mai bine să încerc, uite aici, aici un păr în față, că aici se vede foarte bine. Deci este absolut impecabil. Treci de două ori pe el și s-a terminat. Ce mi se pare, uite, îl vezi cum arată. Am venit special cu părul așa ca să pot folosi această placă. Ce mi se pare extraordinar cu această placă? Dacă folosești apă distilată, hidratează părul, inclusiv părul creț, nu arde părul, poți folosi această placă cel puțin o dată pe săptămână. Eu cam o dată pe săptămână folosesc. Pun un tratament, fac un tratament așa cum se cuvine la păr și dacă am părul creț, eu am un păr care dacă ies afară pe o vreme ploioasă, în 5 minute părul deja nu mai este drept. Ei, placa asta îl îndreaptă minunat. În mod obligatoriu, când ai părul foarte, foarte creț, trebuie să folosești totuși un spray fixativ și, bineînțeles, m-am dat cu o protecție de păr. Nu pui asemenea placă. Eu am venit pregătită pentru emisiune. Nu pui placa pe păr dacă n-ai aplicat o protecție de păr mai devreme. Și data viitoare vin cu alt device. Vis-a-vis de alegerea unei plăci pentru păr, să spunem că nu vrem neapărat o placă cu abur, un steam pod, atunci trebuie să citim parametrii. O placă bună trebuie să fie ceramică. Ele pot să meargă până la 250 de grade. Să nu uităm că mai facem și gulerul și dunga. Adică e foarte bună o placă la casa omului, neapărat pentru păr. Trebuie să nu folosim mai mult de 150 de grade. Să vedem tot în parametri, să citim care senzor de detectare a nivelului de umiditate din păr. Și atunci se reglează. Nu trebuie să fâsie, să se audă dubios atunci când punem placa pe un păr, să zicem, umed. Deci placa trebuie să se adapteze nevoilor părului. Genul ăsta de placă nu are cum să coste mult. Au costat mult la lansare, acum, nu știu, 100, 200 maxim. Și cred că am zis destul, da? Da. Despre plăci. Și foarte important, că asta tot ezitam, există produse pe care le aplicăm pe păr, special create pentru a proteja părul de temperaturile ridicate ale unei plăci sau ale unui fân. Iar eu am venit cu părul doar un pic rezolvat pentru ca să pot arăta cât de eficient este. Dacă deja îți cumperi o placă, merită să mergi să investești într-o placă de genul ăsta, pentru că placa asta identifică foarte bine cum este structura firului de păr, nu o arde și nu o distruge absolut deloc. Mai avem aici o întrebare. Uite că am răspuns la asta cu gradele. Da. Da. Okay. Cum alegem un fân care să ne usuce părul fără să-l ardă? Eu am un fân extraordinar pe care probabil o să-l aduc data viitoare, care nu face zgomot, care nu pare să aibă foarte multă putere să-ți mulgă părul și capul din loc atunci când merge, să nu te mai poți înțelege om cu persoană din cauza zgomotului și care usucă foarte, foarte bine. Face parte dintr-o firmă care se ocupă de aspiratoare, sunt oameni care se ocupă de motoare, de avioane. Și au intrat un pic și în industria asta părului. Un fân din același, eu cum întotdeauna nu, vreau și eu să iau ceva ieftin, dar nu reușesc să găsesc ceva care să zic să fie și ieftin și bun. Pe acela l-am cumpărat tot așa pe la începuturi, astăzi cred că este mult mai ieftin. Acela este fânul pe care îl recomand. N-are rost să te mai plimbi cu tractoare care sunt fân. N-are niciun rost. Trebuie să-ți iei un fân scump și care să te țină cel puțin 10 ani și cu asta basta. Da, dar întrebarea este ce să facem ca să nu ardă părul. Păi nu-l folosim la temperaturi înalte. Da. Folosim la temperaturi mai joase, să fie răcoros. Că fân, denumirea de fân vine de la un vânt, fân, da? Da. Un vânt care e călduț de vară, fönul, bate fönul.
Și în niciun caz este foarte fierbinte acel vânticel. Da. Deci folosim temperaturi normale ca să nu ardă. Nu ținem fiorul aproape de păr, îl ținem departe. Sau investim 15 lei într-o cască de păr portabilă pe care o montăm în capătul fionului și toată căldura ajunge uniform pe păr fără să-l agreseze. Asta mai poate fi o variantă. Da, și ar trebui atunci când știm că folosim fenul, ar trebui în mod obligatoriu, înainte de a-ți spăla părul acasă, întotdeauna să faci un tratament pentru păr. Ții câteva tratamente să le poți alterna și, bineînțeles, câteva soluții care soluții termice care să protejeze părul de căldură. Niciodată nu folosim un singur produs. Dacă îl vedem că este foarte bun, putem să terminăm un produs și să trecem la următorul, să putem alterna, pentru că așa cum și noi ca persoană nu mănânci în fiecare zi aceeași supă și nu mănânci în fiecare zi aceeași friptură, da? Exact așa și părul are nevoie de diverse soluții pentru a fi hrănit. Iarăși o întrebare la care îmi place să răspund este despre tehnica asta de spălare a părului fără șampon. Beneficii, da. Și cui este indicat etc. Da. De ce îmi place? Pentru că acum aproape un an am scris la mine pe blog un articol în care povestesc că eu nu folosesc șampon de 8 ani, deci se fac 9, nu? De când am scris articolul. Și uite această tehnică. Deci sună foarte bine, am inventat o tehnică. Eu am ajuns singură la această metodă pentru că simțeam părul... De fapt, m-am dus la mare cu părul proaspăt ieșit de la coafor, am fost la Laurent Turet și eu îmi propuneam mie pe drum, mamă, să vezi că ajung la mare și nu mă ud, pentru că nu mă ud pe cap, pentru că vreau să stau măcar o zi, două cu părul aranjat. De unde? Am văzut eu niște valuri uriașe, n-am ieșit din apă, am intrat cu totul, adică n-am ieșit din apă 4 ore. Și seara la duș aveam evident capul plin de părul, plin de sare și am zis, m-am gândit eu că murdare nu sunt pe păr, mai bine pun doar niște balsam. Și părul a răspuns foarte bine și cât am stat la mare am folosit, cred că am cumpărat tot balsamul de pe litoral și acasă când am ajuns mi-am pus șampon, părul n-a răspuns deloc bine și m-am întors la balsam și mi-a plăcut foarte mult și tot așa am ținut, au trecut anii. La vreo 5 ani distanță a fost un congres în Finlanda unde s-a anunțat că părul creț, deci părul creț și uscat, da, o duce foarte bine așa, părul creț nu prea are nevoie de șampon, ci mai mult de măști, balsam și serumuri. Și uite cum am fost în avangardă cu acest trend și am postat pe blog tocmai pentru a beneficia și alții de experiența mea, pentru că cu asta mă ocup și la școală. Elevii mei beneficiază de experiența mea de peste 30 de ani, da? În machiaj, fac un shortcut, o scurtătură. Așa și asta a fost o dedicație pentru persoanele care au părul deshidratat, creț, degradat și care vor o soluție lejeră. Cu vârfurile despicate. Și nu e că ce să faci pentru părul uscat, mai bine ce să nu faci. E mai ușor. E ca la cura de slăbire. Nu e că ce să mănânci, e că ce să nu mănânci. Da. Da. Cred că trebuie să trecem oare cât timp mai avem din emisiune. Cred că trebuie să trecem, cât timp ne-a mai rămas? 25 de minute. Păi să mergem un pic să vorbim despre căderea părului, de exemplu. Știi că meseria care se ocupă... Mai avem. Cum salvăm un păr agresat, un păr deteriorat, eventual vopsit și blond, îndreptat cu placa? Deci eliminăm șamponul și punem multe măști. Și avem nevoie de o placă de genul ăsta pentru că un păr care este cu adevărat creț, acela care este ca sârma, foarte greu îl poți îndrepta. Există acest mit că dacă pui placa atunci îl arzi și nu este chiar mit. La chiar dacă nu este o placă cum trebuie, la chiar se arde. Cu o placă de genul ăsta reușești să îmblânzești părul ăla care arată ca sârma. Mai mult de atât, dacă folosești apă distilată așa cum trebuie, părul primește o doză mare de hidratare atunci când folosește aceste plăci foarte scumpe. Uh-huh. Iar încă un lucru care trebuie știut, părul blond se usucă, mai ales dacă este vopsit în culoarea blondă,
în culoarea blond, se usucă mult mai repede, se deshidratează mult mai repede, părul creț are tendința să se deshidrateze mult mai repede, părul care albește, un păr alb, devine cumva cu teaca aia, îi se spune în românește teacă, cred că, devine goală înăuntru. Și atunci te trezești cu un păr alb, gol pe dinăuntru, un păr sec, un păr creț care oricum era sec și era gol pe dinăuntru. Deci cine are părul creț și albește, da? Cine are părul creț și umblă cu părul blond, neapărat trebuie să făcute tratamente pentru că nu duce părul. Și există în saloane tratamente profesionale pentru păr, cum ar fi botoxul de păr cu keratină de cașmir, foarte bun. Și mai există tratamentele acestea noi cu caviar, care transformă părul în cu totul altceva, mult mai frumos, mai mătăsos, mai echilibrat. Deci se pot face tratamente tip spa pentru păr în saloane. Sunt mărci care au game întregi de produse pentru spa de păr. Și un tip... adică se poate și latura asta. Noi am dat sfaturi până acum pentru acasă. Dacă te plictisești acasă și nu dai de capăt problemelor, apelezi la profesioniști. Și un alt tip foarte bun este acela că atunci când ai părul extrem de deteriorat și de deshidratat, există astăzi produse care scriu pe șleau că părul este distrus. Așa scrie, păr distrus, deteriorat, scrie, deci da, ți-l scrie, ți-l face praf, te și identifici când îl vezi. Uh-huh. Ei, ce poți să faci este că îl pui masca pe păr în timp ce ești în casă, o lași așa, dacă nu pleci nicăieri sau mergi la culcare, poți să te culci cu o cantitate mare de mască sau de chiar conditioner, chiar balsam uscat în păr și a doua zi dimineață te trezești mai devreme, îți faci părul și îți faci tratamentul părului așa cum ai nevoie. Și am vorbit data trecută în emisiune de o mască pe care am învățat să o fac în Sri Lanka, un amestec de gălbenuș de ou cu ulei de cocos și miere, este extraordinară. Deci am încercat-o pe mine. Este minunată. Se mai poate pune un praf de sare, că sarea e un vehicul hidratant, am mai spus, și ajută foarte mult în procesul de hidratare. Se stă mai mult de o oră cu masca, 2-3, cam așa, ca și timp, și este minunată. Deci transformă părul, fotografia aia înainte și după pe care am folosit-o în emisiune, chiar era reală, chiar ajută. Merită încercat. Un alt trick este acela că înainte să, când ai părul deshidratat, înainte să te speli pe păr și ai ulei de măsline, ar fi bine să fie un ulei viscos, să fie un ulei plăsat la rece, să fie unul dintre uleiurile acelea care costă un pic mai mult decât cele pe care le cumperi de pe rafturi. Da, adică îl vezi clar că e viscos, îl vezi că dă un pic spre verde, trebuie să știi că uleiurile astea care dau spre verde se modifică și culoarea părului dacă ai o culoare deschisă la păr. Dar dacă înainte de a te spăla pe păr, tu te dai cu ulei, nu numai pe capete, ci și pe scalp, dar trebuie să ai un scalp uscat pentru asta, un păr creț, ceva de genul ăsta, se umple cuticula părului. Tu dacă lași și numai 10 minute înainte de a te spăla pe păr, dacă lași o oră nici nu mai discutăm și ai făcut un efect de seră, arată părul plin, deși cei care au părul rar, arată părul plin, parcă îți mulțumește scalpul, parcă îți mulțumește părul că l-ai hrănit. Deci uleiul de măsline unele persoane nu îl suportă pe față și atunci trebuie să ai grijă când pui o asemenea mască înainte de a te spăla pe păr. De obicei lumea crede că dacă te dai cu această mască foarte greu o dai jos. Nu o dai jos deloc greu, absolut deloc nu o dai jos greu. Chiar dacă trebuie să folosești un pic de șampon să o dai jos, pui o picătură de șampon, restul pui balsam și se curăță foarte, foarte bine. Deci adevărate miracole se pot obține cu ajutorul acestui ulei de măsline. Și un alt trick este că atunci când, după ce ai avut uleiul de măsline pe cap, prima oară când te speli, amesteci balsam cu uleiul de păr și îți faci masaj la păr și știi cui pe cui să scoată, știi? Și mai e o întrebare pentru păr. Ce facem ca să crească mai repede? Păi asta începusem să spun că există o meserie care a apărut, eu mi-aduc aminte în urmă cu ani în Israel, lumea era foarte interesată de căderea părului, poate cel puțin 25 de ani, și a apărut primul centru de tricologie, așa se numește tricolog, în ebraică se cheamă tricologia. A apărut primul centru de genul ăsta în Israel, era o reprezentanță a unei firme din Franța. Și bineînțeles că eu, ocupându-mă de cosmetică și de toate soluțiile, bineînțeles că m-am dus special în Tel Aviv să văd despre ce este vorba.
Și costa o avere, îți punea acolo tot felul de soluții pe care ți le cântărea pe un, pe un cântar. Era acolo un doctor care spunea că are specialitate în tricologie, îți mulgea fire de păr de peste tot din cap, ți le studia la, la, microscop. La microscop, după care începeau să-ți facă acest tratament care ar fi trebuit să-ți oprească căderea părului. Nu am cunoscut pe nimeni care să se fi întors să fi spus: mamă, ce s-a întâmplat în urma acestui tratament. Părul părea mai bine, mai bine îngrijit, adică toate sfaturile pe care le-am dat acasă, pentru că ar fi fost nevoie de un test de sângere. Da? De sânge. Ar fi fost, deci trebuie să sunt afecțiuni medicale. Testul de tragere îți ajută doar să vezi în ce stadiu ești atunci când părul îți cade. Ai nevoie de o biopsie a scalpului, adică trebuie să răzuie niște mostre de piele și să-ți ia și din firele de păr, deci nu numai să se uite la ele, da? Plus că ai nevoie de un microscop cu lumină, nu un microscop așa cum se uitau ei în urmă, probabil că astăzi sunt mult mai evoluați, atunci m-am dus că scriam articole și lucram pentru un spa și așa mai departe. Ei, există o grămadă de tratamente de cădere a părului și de obicei sunt tratamentele astea care au chimicale, ca de exemplu minoxidil. Știi? Ei, știi că mă gândeam la minoxidil acum. Este și într-un film, am văzut când avea unul tata un păr, că de la minoxidil. Acum sunt persoane care duc foarte bine un tratament cu minoxidil, altele nu. Depinde păi de se organism. Potrivesc mai bine la minoxidil fără prescripție medicală. Poți să-l găsești și sub formă la 2%. Civilizat. Da, poți să-l găsești și sub formă de lichid și sub formă de spumă și sub formă de șampon. Și aceste tratamente le cunosc foarte bine pentru că am stat în Statele Unite atâția ani, am stat în foarte multe țări unde chiar exista o preocupare și tot ce apărea nou apărea pe piață. Și ideea este că atunci când faci un tratament cu minoxidil trebuie să ai foarte mare grijă. De obicei, dacă are concentrație de 2%, o femeie îl poate aplica o dată pe zi, un bărbat de două ori pe zi. Este mult mai bine și funcționează mult mai bine în cazul bărbaților decât a femeilor. Și am o prietenă care a făcut exces de zel și la un moment dat, folosind minoxidil mai mult decât trebuia, începuse să făcuse ca un fel de blăniță pe față. A, deci a funcționat? A, da, dar nu pe cap, ci pe față, în altă parte. Deci scalpul este extrem de bine inervat. Ai văzut că și dacă îți face cineva tratament la scalp sau îți face un masaj la scalp, imediat te relaxezi. Este extrem de bine inervat. Deci absolut tot ce pui acolo, sunt foarte multe canale care absorb. Eu acum am dat un exemplu. El înfășoară creierul. Exact, exact. Normal că este cu multe terminații nervoase. Eu am dat doar un exemplu al sistemului nervos, dar îți dai seama că sunt multe canale, mult mai mult de atât. Și trebuie mare grijă cu minoxidil și încă o experiență pe care am avut-o, eu nu recomand sau nu spun da sau nu, eu vorbesc de experiențele care sunt și de care trebuie să ai grijă. Minoxidil poate fi extrem de eficient și stopează cu adevărat căderea părului. Dar dacă tu oprești tratamentul, că nu poți să-l faci la nesfârșit, și nu este ieftin tratamentul cu minoxidil, dacă tu, în America erau foarte ieftine, erau undeva la o treime, erau la o treime din preț față de ce era în Israel, dar Israel este o țară scumpă, dacă tu oprești tratamentul cu minoxidil și dacă tu în paralel nu ai făcut nimic, nu ai luat suplimente, n-ai dormit, nu ți-ai schimbat stilul de viață, există șansă că atunci când oprești minoxidil să scadă părul într-un ritm mult mai rapid decât ceea ce ai avut. Există tot o firmă în Israel care are niște fiole cu care, cu ajutorul călcătorului de riduri, schimbi capul cu care tu faci tratament, are curent galvanic, curentul galvanic este extrem de eficient. Asta ceea ce spun acum este... Aia știu, e foarte bun. Aia merită, deci curentul galvanic, asta merită, articol merită de treaba cu curentul galvanic. Curentul galvanic este forma de curent care se folosește în beauty și în formele de sănătate, în fizioterapie avem curent continuu și curent alternativ. Curentul galvanic se folosește în spa, se folosește la cosmetică și se folosește, există niște aparate de la care tu scoți capul și pui un cap ca și cum ar fi un piaptăn. E un aparat mic care e foarte puternic, funcționează foarte bine și reglează singur în funcție de cât este dehidratat scalpul și reglează undele. Există niște capsule cu care tu te dai pe păr, măi, îți oprește căderea părului imediat. Imediat. Și ce e mișto cu aparatul ăla este că îl poți folosi cu cremele de pe față și îl poți folosi și cu cremele de pe corp. Adică este exact precum croitorașul cel viteaz,
3-4 situații dintr-o lovitură. Eu astăzi declar acest aparat, de care spun acum, ca fiind cel mai eficient pe care eu îl cunosc. Miracole face. Foarte bine. Trebuie. Nu l-am adus la gadgetul, nici tu, nici eu. O să-l aducem data viitoare, da. Și uite încă o chestie. Deci pentru minoxidil, da, îți trebuie cel puțin 6 luni de tratament. Ca la acne. Da, ca să se vadă ceva, îți dai seama. Și poate să dureze câteva luni, adică tu te dai 6 luni, dar durează câteva luni ca tu să spui dacă tratamentul funcționează sau nu. Și să nu mai vorbim că poți să ducă și la iritarea scalpului. Asta la altă, tratamentul ăsta pe care l-am spus cu acest aparat, nu am cuvinte să-ți descriu cât de minunat este. Nu am cuvinte să-ți descriu. Pe ăsta îl recomand, cum să-ți spun, cu ochii închiși, fără efecte secundare. Foarte important este atunci când vopsim părul să facem o testare înainte, să vedem dacă pielea duce, dacă nu există reacții alergice la o vopsea. Și pe fiecare ambalaj scrie că trebuie să testezi pe zona pielii și nu știu ce, dar lumea nu face asta. Și de aici pot să apară probleme grave și am văzut asta. Dar ce facem ca să crească mai repede părul? Eu am o soluție. Acum să vedem. Trebuie tunzi de cine trebuie. Băi, să știi că așa e. Mă, deci, să știi că așa e. Contează mâna care ține foarfeca și care și energia tunde. Omului ăla. Și energia. Și se mai spune că trebuie să fie lună plină. Da. Se mai spune că trebuie să nu-ți pară rău. Sunt o grămadă de mituri. Mirela, nu vrei să ții tu lecții de cabala, tu știi. Hai să-ți, apropo de chestia asta că spui, uite, vreau să-ți citesc. Eu am aici, de unde citesc eu cu energiile, primesc din 7 locuri, din 7 zodiace sau zodiacuri, cum se spune. Zodiace. Primesc, mi se trimite ce am de făcut și ce am de învățat, din ce se întâmplă în fiecare zi. E, felul în care merge luna contează foarte mult. Astăzi, de exemplu, este energie de hoardă de cai și foarte bună pentru business și așa mai departe. Îți vorbește de sănătate, viața personală, viața de business. Ia uite-te! Tăierea părului va atrage prosperitate. Apropo de ce ai spus, colorarea părului, dacă tu îți colorezi părul în tonuri de deschise și în tonuri de roșu, o să-ți atragă persoane luminoase în viața ta. Lumea nu știe ceea ce tu ai spus dacă acum, faci părul, nu știe lumea. Bine, dar mergem mână în mână cu energia zilei, da? Manipularea părului, inclusiv ce faci cu părul, ca să atragi energia, trebuie să folosești să-ți pui agrafe în păr din metal, să prinzi ceva să-ți țină părul, da? ca să-ți creeze ziua. Uite, de exemplu, pot să-ți spun că în data de, hai să zicem, data de 15 sau 16 ianuarie, să zicem, hai să fie o zi după ce se întâmplă asta, uite, este o zi în care, hai să o iau, cum se explică, să fie totuși din cabală, este o energie masculină a ursului care urcă muntele și reușește să ajungă în vârf. Și uite, la păr, este cea în data de 16 ianuarie. Este cea mai grea, cea mai oribilă zi din calendarul lunar să-ți tai părul. Poți să devii foarte bolnav dacă nu vrei să riști, nu îți tai părul. Iar coloratul părul o să-ți trebuie să o faci în tonuri naturale sau închise la culoare. O să facă o impresie foarte bună dacă ai nevoie la serviciu să te duci să ceri ceva de la serviciu. Ceea ce tu ai spus acum este ceva de bază în spiritualitate. Deci mai da gata că tu ai atins acest subiect. Da. Și asta este doar una dintre direcțiile pe care eu la grupurile de cabala întotdeauna mă întreabă lumea, pot să mă spăl pe cap, pot să fac asta, pot să fac asta. Ce spuneai de culoarea roșie? Că există zile pe lună în care culoarea roșie și culorile deschise la culoare atunci când îți vopsești părul îți ajută, dar cum să-ți spun, să zicem că faci cam de 3 ori și tu ai conștiința că tu cu ajutorul părului, părul este legătura cu divinitatea sau legătura cu lumina. Ai această conștiință. Ei, dacă tu faci asta cu conștiință, exact cum ai spus tu că depinde cine ține farfeca, depinde cum taie. Ei, o faci tu cu conștiință, da? Vreau să spun că ți se schimbă viața doar din faptul că știi cum să stai părul. Eu aș putea să fac un buletin despre ce trebuie să faci cu părul. Eu dacă încep acum să-ți citesc câteva zile cum vin la rând legate de păr, dar nu numai asta, am și legat de tratamente de frumusețe, ce să faci în ziua respectivă. Foarte bun.
Bine, dar eu adun... asta este treaba mea pe care eu o scot din 7 zodiace, adică eu le pun împreună, analizez harta, că nu citesc de undeva, mă uit și vin cu o soluție și este fix așa. Data viitoare o să vorbim despre trucuri de îngrijire în sezonul rece și o să revenim atunci și cu... Și de transplant de păr, nu vrei? Nu, o să vorbim atunci iarăși, cred că, despre păr puțin, da. Dar anul ăsta, și am vorbit deja în alte emisiune, cred că anul trecut când am dat tendințele, da. Culoarea anului pentru păr este un... cupru, un roșcat frumos ăla irlandez. Deci, dar merge în tonalitate cu hainele, roșu. Cu roșu. Da. Iarăși o metodă bună pentru a nu cădea părul, îi trebuie o pauză de vopsea. Și foarte bună este vopseaua de tip henna. De henna scrie și în Biblie. Nu? În Cântarea Cântărilor. Grădinile tale spine cu șofran și henna. Da, ai, scrie. Cum ai spune? Așa. Mireluș, se vede că petrești timp cu mine, mă. Așa. Dai, gata, am leșinat acum. Dar henna, dacă o folosim, nu o folosim cum scrie pe pachet. Acolo scrie să o amesteci cu apă, flășc, nu? E bine. O amestecăm cu bere caldă. Da, mă. Punem, da, și niște lămâie. Da, mă. Și nu stăm o oră, stăm mult mai mult. Dormim cu henna. Da. Și părul răspunde, părul nu mai cade, prinde o culoare, dacă vrem un roșcat și se poartă, îl găsim, da? Dacă este un păr șaten, prinde un reflex frumos, nu cine știe ce, dar arată bine, primește luciu. Este un tratament natural, anticădere, foarte bun. Da. Și iată că echilibrează și estetic. Și dacă tot am vorbit despre bere, mai spun asta, în Israel există fabrici de bere locale care au istoric de când s-a fondat statul Israel. Și acolo afară este coadă, lumea stă la coadă ca să ia drojdia, să o bea și să facă cu ele tot felul de măști de frumusețe pe care să și le pună pe față antiacneice. Ei bine, există o rețetă pentru părul care este foarte gras, pe care, în care tu amesteci această bere, da, o amesteci drojdia de bere de fapt și dacă nu e destul de văscoasă, mai adaugi tu drojdie, dacă nu e destul de văscoasă și îți faci un tratament de păr pe care îl amesteci cu bicarbonat și cu drojdie și ți-l pui pe păr, pe lângă faptul că îți reglează imediat părul, părul se apretează și arată, îți dă un volum. Deci berea îți face, dacă nu ai cu ce să te dai, îți face berea un apret la păr, părul ăla tău, cum zici tu, flush, părul ăla blegos. Doamne, ești cu un păr, zici că ai trei peruci pe cap, nu una. Cred că ne apropiem de final. Deci atâtea întrebări au fost. Sper că am acoperit. Da, cred că n-a rămas nicio întrebare fără răspuns. Dar rămâne să vorbim data viitoare despre trucurile pentru sezonul rece, căci o să fie rece în continuare. Vestea bună e că ziua se mărește. Și am mai avut o întrebare. Dacă procedurile chirurgicale pentru tratarea cheliei sunt acoperite de asigurare? Nu sunt acoperite de asigurare decât dacă ai tu asigurare privată sofisticată. E foarte bună întrebarea asta. Bine, dacă e o chestie medicală, probabil că da, dar dacă este o chestie de frumusețe, va trebui să avem asta grijă de podoaba capilară. Mi-a zis cineva că a sunat la serviciul de telefonie. Urma să fie o eclipsă și a întrebat dacă pe perioada eclipsei e tarif de noapte pentru telefon. Exact așa și la tine cu asigurarea pentru chelie. Da. Ok, suntem Mirela și Tea. Bă, dar noi n-am reușit, ne mai aveam nu știu câte de zis. Suntem Mirela și Tea și împreună suntem Meet Influencer. Vă iubim, vă mulțumim că sunteți cu noi în fiecare duminică de la ora 11 la DC News. Iubim acest loc, ne întâlnim cu drag. Și pe spectacol, evident. Și pe spectacol. Bye!